Cetatea de scaune a Sucevei va fi închisă publicului începând cu 7 iulie. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de reabilitare. Vizitatorii sunt așteptați însă începând cu 1 august. Proiectul de reabilitare și consolidare a cetății de scaun a fost promovat de Consiliul Județean și Primăria Suceava și are o valoare de 12 milioane euro. Majoritatea banilor sunt asigurați din fonduri europene prin programul operațional regional.